Aleluia! Binecuvânteze întreaga adunare în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Binecuvânteze și pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și într-un glas să spunem, slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, că te-ai descoperit nouă și nu numai atât, ai venit cu un cadou inestimabil, iertarea și viața veșnică. Slăviți să fie, Doamne! Amin! Care ești în ceruri, Doamne, binecuvântează-ne încă o dată cu har și cu pace și cu ploaie de la Tine, a bunătății, a puterii Tale, a dragostei Tale și fiecare să cunoască că n-a venit într-un loc de jale, ci a venit într-un loc unde să se bucure împreună cu Tine și toate să le primească de la Tine. Fraților, surorilor, neputincioși suntem în toate când pornim fără El. Și avem putere în toate câte vreme îl luăm pe El și nu îl punem în spate, ci îl punem în față. Pentru asta trebuie să renunțăm la felul nostru și să ne încredim în felul Lui. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Așa că El îți va spune încă o dată, încrede-te suflete al meu în Domnul. Viu este Domnul! Aleluia! Glorie Domnului! Binecuvântează suflete pe Dumnezeul atotputernic care ți-a dat viață și a adus mântuire pentru tine și a făcut o întocmire care să fie pentru tine o fericire veșnică pentru viața ta. Să vii să fie Domnul. Deci, cum a spus și fratele, vin de pe câmpul de luptă. Din 2001 am început să merg și în afară, în Africa, dar până în 2001, prin România, prin Germania, am tot lucrat și Domnul, pe unde m-am învârtit, a fost cu mine și mi-a dat rezultat, recoltă. Slăviți să fie Domnul! Dar am să încep, cum am promis ultima dată, să vă mărturisesc cum m-a găsit Dumnezeu în rătăcirea lumii ăștia, și din mocila păcatului și a morții m-a smuls și m-a trezit și m-a făcut conștient pe mine și a început procedura de naștere din nou și să mă schimbe. Viu este Domnul. Deci, acum 38 de ani, înainte de acești ani, am fost un copil rău, un copil stricat, un copil care mergeam amestecat. Minciuna și adevărul, rău și binele era amestecat la mine, fie în vorbă, fie în faptă, așa lucram, ca o minte necurată, ca o inimă necurată, ca o viață cuprinsă de cel rău și ținută sclavă celui rău. Nu credeam că o voce fără corp vorbește. Nu credeam că există duh. Eu fumam și îmi spunea când întâlneam pocăiți, un duh te poartă. Ce duh? Nu există duh. Atât ai omul și nu mai e nimic. Apoi, aveam o inimă că dacă murea mama mea, eu nu puteam să plâng o lacrimă. Țin minte că 12 ani nu plânsesem o lacrimă, chiar dacă mă scremeam ca o femeie care naște, nu puteam să scot măcar o mică lacrimă. Și mă gândeam, dacă moare mama mea, nu pot să plâng măcar să mă vadă sătenic, că sunt născut la țară, să vadă sătenic, uite, fiul ei plânge după ea. Așa eram, un nesimțit, un mort în păcate. Și într-o zi știu că am mers la un pocăit acasă și când am ajuns acasă la el, a luat o Biblie, a pus piciorul pe un scaun și Biblia pe genunchiul lui. Țin minte tot, un singur lucru, nu știu, ce a citit. Și mi-a spus așa, uite ce scrie aici. Eu când a zis așa, am zis, hai să-l las să citească, să nu zică că-s măgar. Hai, dă-i drumul, citește. Când citea, a început să citească, eu mă gândeam, după ce termină de citit, merg afară să fumez o țigară, că la el acolo nu era voie. După ce a citit, mă întreabă, ai auzit, mă? Da. Ai înțeles, mă? Da. Dar de unde? Deci, cine era ăla care m-a blocat și am ținut toate lucrurile și ce am gândit,
am ținut minte și poziție și tot, numai cuvintele lui Dumnezeu nu le-am ținut minte. După ce am ieșit afară, am fumat țigara, n-a durat multe zile și într-o zi eram afară, eram în picioare și sus, acolo unde stau norii de obicei și de ploaie, dar nu era nori, era senin, am auzit un glas care cânta și suna tot cerul. Așa cum se aude tunetul, numai că nu se auzea așa dur ca tunetul, se auzea o melodie minunată, care n-am mai auzit-o niciodată, nici până atunci, nici de atunci până acum. Și îmi spunea așa, o vină tu la Iisus ca să primești iertarea. Când am auzit melodia, m-am uitat în sus, că eram în picioare, era ziua, în amiază mare. Și n-am văzut nimic. Și m-am agățat din melodie. Ce faină melodie! Am memorat versurile, am memorat și melodia și zic, hai să cânt și eu. Și am deschis gura să cânt, am pus gura pe un cuvânt de la care l-am auzit din cer. Și când am deschis gura să cânt, n-am putut să pronunț niciun cuvânt până la capăt. Niciun vers până la capăt. Că dintr-o dată așa urât suna glasul meu, încât așa mi s-a dus mâine automat la gură. Ce urât cânt eu! Și pe urmă am mutat mâinile așa, zic, vreau să păstrez în memoria mea frumusețea la aceste melodii. Așa de urât suna, că n-am putut suporta, că mi s-a dus mâinile la gură. Următoarea fază, la nivelul inimii, pentru că am pus gura pe cuvântul ăla, m-a lovit parcă fulgerul și o piatră de 10 cm așa, ca o dală de beton, s-a spart de jos în sus și de jos în sus, din adâncul inimii, parcă a țâșnit ca un vulcan de apă, așa l-am simțit, l-am cunoscut eu. Și când a țâșnit în sus, înăuntru meu, toate sensibilitățile și trăirile sufletești ale mele, pentru prima dată, la vârsta de 29 de ani, s-au activat și s-au trezit parcă din paralizie, din anestezie, din moarte. Eu n-am cunoscut că avem așa lucruri înăuntru, în inima noastră. Și cum am devenit ultrasensibil, cugetul meu mi s-a dus la începutul vieții mele pe la 5-6 ani, când făceam diferență că e rău și, sau bine ceva când făceam, mi s-a dus aminte de toate păcatele mele, deci m-a trimis 21 de ani în urmă. Și mi s-a dus aminte ca un film de toate relele care le-am făcut. Și dacă n-am plâns 12 ani, am spus da, acum am ajuns pe genunchi și curgeau lacrimile și roi și făceam bălci de lacrimi jos. Iartă-mă, a venit durerile și mă durea pentru fiecare păcat în parte, sfârșitor, mă durea sufletește. Și recunoșteam păcatele și le repetam și vreo 3 zile am repetat păcatele de vreo 300 de ori și nu am rămas pe loc să mă judec și să spun, Doamne, dacă mama mea, dacă Dumnezeu ar fi bun cât mama mea, de câte ori a trebuit să-i spun? Ori eu am continuat să vorbesc ca, cum se spune, ca o mară stricată, fără să mă opresc în loc să mă judec, să mă încredințez. Cum e Dumnezeu ăsta? Eu am continuat să tot repet și după 3 zile Dumnezeu s-a fi săturat de mine, că repet fără să judec. Și aud glasul din nou, dar nu mai cânta de data asta. Spunea așa, iartă-te tu că eu te-am iertat, dar fără să cânte. Dar eu cum eram pe genunchi, am ridicat mâna dreaptă sus și am spus, dar tu ierți, nu eu. Nu mi-a mai spus nimic. Mergeam pe drum, pe unde eram, judecam, iartă-te tu că eu te-am iertat. De ce el m-a iertat? Să mă iert eu. Cum? Nu am găsit răspunsul. După mai multe luni a zis, Doamne, nu te supăra, nu știu cum să mă iert eu. Spune-mi tot tu. Și atunci el mi-a răspuns, adică să nu mai ai nimica împotriva ta însăți. Mergi privind înainte, nu înapoi. Deprinde-te să uiți cum am uitat și eu. Nu zic ce simplu era și n-am știut. Și așa a început viața mea cu Dumnezeu. Și apoi, la un moment dat, glasul ăla din cer s-a mutat în inima mea aici. Și când eram atent, așa auzeam cum vorbește aici, înăuntru meu. S-auzea ca un glas de om, cum ar veni. Dar nu știam ce spune, că trebuia să dau drumul la gură, ca să sune ceea ce vrea să spună de acolo. Și numai după ce suna și auzeam cu urechea măcar un pic, atunci știam ce spune. Pentru asta trebuia să mă separ de lume, să nu mă vadă că
că trebuia să vorbesc cu gura și cine mă vedea că vorbesc cu gura zicea că nu sunt normal, sunt diliu. Și atunci eu mă separam undeva separat și vorbeam cu Dumnezeu și vorbeam că îmi plăcea și îmi plăcea să stau mult cu El. Și totuși trebuia să mai ies și pe afară și atunci am găsit metoda ca să pot vorbi și pe drum când merg. Mi-am luat un plovor pe gât și trăgeam chestia aia de la gât așa pe gură și puteam să vorbesc și pe drum. Știu cum mi-a vorbit nu odată pe drum și lucruri care sunt cu conținut adevărat și care te crește în cunoștință, să vii să fie Domnul. Apoi, eu nu am mers la o biserică decât după vreo, asta era pe timpul Ceaușescu, după vreo 4-5 ani. Eu umblam cu Dumnezeu așa și ca o mamă care își învață copilul. Și m-am învățat o mulțime de lucruri care sunt necesare la oricine mărturii de-a Lui. De exemplu, Dumnezeu m-a provocat și m-am provocat cu... Eram în mijlocul la ortodoxi și într-o zi eram cu mulți ortodoxi, poate vreo 60 erau. Și la un moment dat ei m-au văzut că eu nu mai fumez, nu mai înjur, nu mai vorbesc aiurea și zice, vine, Dumnezeu a făcut așa, vine la mine și întreabă, măi, se face cruce sau nu se face cruce? Și eu m-am gândit că înainte când eram lumesc, nu se putea să nu deschid gura, dar spuneam amestecat, tot prostii, numai eu să fiu mai cu moț. Dar acum când m-am gândit, am văzut că prost bătă, habar n-am să răspund. Și nu le-am spus nimic, nici nu mi-am dat cu părerea. Dar m-am retras și m-am pus pe genunchi și cu coatele pe un pat, așa. Și când m-am rugat, am spus așa, Doamne, uite, a venit oamenii ăștia la mine ca să mă întrebe dacă se face cruce sau nu se face. Dar eu așa zic prost, nu? Așa probabil o fi râs și Dumnezeu de mine. Așa zic prost că îmi vine să-mi dau niște pumni în cap de prost ce sunt. Dacă tu ai să-mi vorbești și ai să-mi explici pe înțelesul meu și eu o să înțeleg, toți o să înțeleagă, că ei toți sunt mai deștepți ca mine. Și atunci, acum mă rugam așa, numai odată a venit o putere pe mine, până la cot, și s-a mișcat mâna fără mine și a făcut degetul așa. Și glasul Domnului spune, ce înseamnă semnul ăsta? Zic, vină un coace. S-a schimbat și a făcut așa. Dar asta ce înseamnă? Zic, nu știu ce înseamnă. Deci și semnele înseamnă cum le faci. Și cuvintele cum le spui. Când zici da, da înseamnă. Când zici nu, nu înseamnă. Când cineva face semnul ăsta, înseamnă am făcut cruce. Când a fost Iisus pe pământ, El a dus cruce. Cine a făcut crucea Domnului Iisus? Oamenii buni sau oamenii răi? Cine? Oamenii răi, și a repetat, oamenii răi a făcut crucea. Tu din ce ceată faci parte? Făcători sau purtători? Cei ce sunt făcători își poartă și semnul. Și dacă își poartă semnul, să își poartă din cauza că surd și nu sensibil și l-am lăsat să și-l facă, să și-l poarte, poate că într-o zi o să îndrept, o să judece ce se-mi face, ca să înțeleagă că de fapt așa îi. Pentru că a face cruce înseamnă să înjuri și să-i faci răni la aproapele tău, să-l furi, să-l minți, să te porți urât și de fapt, în practică, tu faci cruce și îți porți și semnul. Slăviți să fie Domnul. Și așa mi-a explicat tot felul de lucrări și lecții până când a început să mă convingă că eu trebuie să fac o parte a mea, adică să intru înăuntru meu, să mă cercetez și să ucid toate zvâcnirile inimii mele care sunt întocmiri rele. Și numai atât. Și aici să pun stăpânirea Lui. Mi-a spus clar că, zice, eu sunt Dumnezeu, iar voi sunteți pui de Dumnezeu, eu sunt stăpân și voi sunteți pui de stăpân. Și atunci nu se poate ca în cugetul tău care ți-a dat curat să fii stăpânit de tot felul de gânduri și de grijuri. Și trebuie să tu să te deprinzi ca să stăpânești. Așa cum am dat la copii, am mai spus asta, cred că și data trecută, trebuie să înțelegeți că în toate lucrurile, chiar și în problema asta de naștere nouă și schimbare, aveți o parte să faceți voi și eu nu o fac. Și zic, mi-a dat pildă, de exemplu. Copiii toți le-am dat echilibru și le-am dat picioare.
dar nu eu mă deprind să meargă el pe picioare. El trebuie să facă exerciții până când reușește. Nu să ține cont de câte ori cade, de câte ori se lovește și că durează, ci să ține cont că când a reușit să meargă, mersul îi rămâne lui. Slăbiți să fie Domnul. Tot așa, nouă ne revine partea care trebuie să ne deprinde, să ne separăm de rău, adică să ucidem toate pornirile rele din inima noastră în numele Lui Iisus și să ne deprindem, să punem stăpânire, să nu gândim orice, să gândim doar gânduri care sunt sfinte, adevărate, care sunt cuvinte de la Dumnezeu și nici unul care este stricat, chiar dacă e adevărat, n-are ce căuta acolo. Viu este Domnul. Și în felul ăsta noi vom fi ca și niște oameni sănătoși și când suntem sănătoși și nu ne-am atins de nimic ca necurat, este normal să fii fericit, slăviți să fie Domnul. El așa mi-a spus, ia seama bine, eu am plătit condamnarea păcatelor tale, eu am dat trupul meu ca să-l mănânci, sângele meu să-l bei, sângele meu totodată ca să te spele și Duhul meu în dar. Dar partea de a te dezbrăca de acele rele, eu sunt cu tine, ți le arăt. Tu trebuie să te dezbraci asta și a te îmbrăca în cuvintele Domnului, tu trebuie să faci asta. Și acum o să mă opresc aici și o să citesc un cuvânt din Biblie. Deci acest Hristos care s-a descoperit în felul ăsta mie, mi s-a descoperit și vouă și vouă și mie același lucru ne-a dus. La mine a fost așa din cauza că am fost mai îndărătnic, mai sucit, mai respingător. Voi v-ați născut mai ușor pentru că ați crezut cuvântul de la un predicator sau voi singuri ați căutat. Eu am respins, totuși Dumnezeu a găsit cu cale că dacă nu respingeam pe predicator, nu trebuia să vină El să-mi vorbească din cer. Pentru că am fost mai îndărătnic, de aia mi-a vorbit din cer. Nu că sunt mai deosebit, am aceeași valoare ca și voi. Și s-a produs aceeași naștere ca și în voi. Adică mi-a dat dreptul să cred, după ce am fost curățit cu sângele Iisus, mi-a dat dreptul să cred cuvântul, să înceapă un început nou, într-un teren sfințit de sângele lui Iisus. Și de acolo încolo să apară o viață, să gândesc altfel, să vorbesc altfel, să trăiesc altfel și să lucrez altfel cu Dumnezeu. Și acest Iisus a venit ca să ne poată salva pe noi, a venit ca să dea pe sine. Iisus nu și-a dat casă, masă, bani sau altceva. El s-a dat viața lui însăși pentru noi. Și de ce? Că având o viață cu dragoste din asta care îți dă pe sine pentru noi, aceeași viață ți-a dat și ție să ajungi să te sacrifici pentru semenul tău care, ca și tine, poate odinioară când era în păcat ca și mine, Dumnezeu îl vrea și pe ăla. Îi vrea pe toți care sunt ai Lui căzuți în mocirea păcatului și pentru asta ne cheamă. Uitați-vă la mine cum lucrez eu, lucrați și voi. Dar întâi învățați cuvintele mele din Scripturi și spune clar aici la Ioan 15, 12, 13 și 14, zice, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Sfânt este Domnul. Deci, dacă într-adevăr tu îl iubești pe Dumnezeu, îl iubești pe Iisus, atunci urmărești practic și faci practic ce ai văzut la El. Renunți la drepturile tale și sacrifici viața ta pentru lucrarea Domnului care este salvarea oamenilor din mocirea păcatului. Și faci totul, uniți și cu alții, dacă se poate, ca să-i smulgi din mocirea păcatului pe toți oamenii care ai ocazie, fie aici, fie în Africa, fie oriunde. Și acum la această lucrare putem participa cu toții. Unii să meargă să evanghelizeze, alții să susțină în alt fel, fie financiar, fie alt fel, dar trebuie să gândiți bine că tot ce faci, faci pentru tine. Eu vă spun, știți că tot ceea ce voi dați în numele Domnului, știți ce înseamnă asta? Înseamnă exact ca și cum tu ai recoltă și ai și grădini, ai pământ. Oprești o parte și semeni. Tot ce oprești pentru semănat și nu mănânci porumbul ăla ca mămăligă sau grâul ăla pentru pâine,
Trebuie să știi că toate boabele care le rezervi și le pui deoparte pentru semănat, alea vor aduce fiecare câte 100 înapoi. Deci înseamnă că tot ceea ce nu mănânci din semințele care le rezervi și le rezervi pentru semănat, îți va aduce înmulțit înapoi. Dacă pământul știe că îmi pui un bob, îți dă 100, trebuie să știi că tot așa și Duhul în care lucrezi, semănând și dăruind pentru lucrarea Domnului, în numele Domnului, Dumnezeu nu are nevoie de fapt de banii tăi, dar vrea să te învețe ca să fii unul care ai înțelepciune că tot ceea ce ai tu trebuie să pui cum ar veni necoț sau să pui spre mulțire. Tot ceea ce dai tu se întoarce înapoi înmulțit. De fapt, pentru tine faci. Fie că să vine înapoi în felul în care ai dat, fie că vine înapoi, ai transformat banii tăi de ăștia care sunt valori pământești, ei transformat în valută cerească. Ce înseamnă valută cerească? Acolo nu sunt bani. Dar câte vreme tu ai folosit banii ca să provoci bucurii și mângâieri, ridicări la alte suflete, acolo le vei întâlni toate mângâierile tale, cum întâlnești copii în familie, așa vei întâlni toate bucuriile și mângâierile care le-ai provocat prin atitudinea ta. Viu este Domnul! Domnul să vă ajute la aceasta! Să vii să fii Domnul!